Salut, sacalilor, ce faceți? A venit oficial timpul. O trecut 7 luni de la ultima reacție și am zis că trebuie să mă revanșez, că n-am postat nici de Crăciun, nici de Sfântul Valentin cum făceam în anii trecuți. Tocmai de asta, fraților, astăzi reacționăm la minciuna. Avem 17 episoade, hai să facem 17.000 de like-uri și să începem. Mi-am luat și chitaruța cringe și de fiecare dată când ceva va fi prea cringe pentru mine, voi cânta. Sunt efectiv fiert, o să-i dau un like și o să încep oficial vizionarea episodul 1. Reacționez la un serial nou, ce onoare! Ia să vedem minciuna. Celalt a fost Olivia. Oh! Te rog, să mă iert, nu știu că o să cazi în apă sau ceva. Ce? L-a dat în apă? Să-ți vină rău din cauza mea. Fraților, deja începem puternic. Vrei să-ți facem ceva, să te încălzești? Da. Pune-i la sobă acolo să încălzească. Băi, fraților, am... Ia uite, cu ibricul direct... Asta mi-aduce aminte ce... Hai, ieși afară, nu pot. De ce? Am oala pe foc. A, dar ce faci? Bye. O mică glumiță proastă. Să continuăm. Ai făcut un ceai, credeam că ea se spele. Frumos. Da, începem foarte puternic episodul 1. Bă, trebuia să-mi fac popcorn, pe bune. Dar n-am cuptor cu microunde. Mamă, i-a dus ceaiul. Du-te, dar ce-i de stai așa? Mi-a rău, Doamne, arzi rău, Dodi! Băi, cum ai putut să stai așa? Bă! Păi, Dragoș, dar voi nici nu v-ați uitat. Bă, arde! Arde, Dodi! Pe cuvântul tău că ai Nurofen! Bă, eu dau Nurofen! Fraților, cum să-i dea Nurofen? Deci aceștia sunt actori la alt nivel. Să odihnesc și te-te aici, că mă ochi eu cu Dragoș. Eu n-aș lua pastile fără să-mi fie rău. Băi, Dragoș, are Dodi febră, multe, i-am dat și pastilă. Băi, tu ești conștient dacă moare? Nu moare! N-are cum! Ai tu grijă de el că mă duc, că am și o treabă. Ii la el în camera acolo, o zis unde l-ai pus? Nu neapărat, nu sta pe capul lui, că... O zis de micuțul Dodi, unde l-ai pus? Fraților, mi s-a ridicat părul în cap. Eu care nu mai am păr, mi s-a ridicat în cap. De ce emoție am? Trebuie să se odihnească. Nu mai sta cu el, gata, că l-am văzut eu. Stai în camera. Bă! Nu e bună. O, ce apa... Vreau să mai aud o dată melodia. Era o manea. O, ce apariție. Hai că nu am chef de miștouri. Ce faci? Bine, tu? Nu te mai sună. Foarte bine. Fii atent. O știi pe femeia în care am tras, nu? Da, mama lui Cristi, nu? Femeia? Da, da, ea. Ce crezi, nu a murit? Și trebuie să mai ajung să scăpăm de ea. Mama lui Cristi! Nu știu, eu nu sunt în țară, că urmăște poliția. Ce vrei să faci? Bă! Nu știu, trebuie neapărat să primi niște bani și neapărat trebuie să scap de ea. Ok. Că naiba. Hai, mi-i trimis și... Mă sun la mă. Hai, că nu mai pot să vorbesc, da? Bine, da. Poliția, garda! Se devine interesant. Începe să devină interesant. Nu se poate, dar chiar este foarte interesant. Ci? 17 episoade, o să le împart în vreo 3-4 episoade. Eu o să mă uit la toate deodată, îmi pare rău de voi, dar eu mă uit la toate deodată. Ok, de ce știm până acum? Că Dodi e un nebun. Că poate poliția a venit și mama lui Cristi n-a murit. Dar oare ce se va întâmpla oare când o să-l ajute să o omoare? Acesta este un mister, iar eu sunt un mister. Cu ce scaun e sport? Dragoș, De ce l-ai mințit pe Cristi? Da, nu l-am mințit. Ăsta-i Dragoș. Păi am auzit pentru că tu vorbeai cu Bogdan. Da, mă, mă, lasă pe acolo, ia acolo, băieții tăi. Dragoș, dar am auzit că Cristi e fratele meu. Că ce? Dragoș, dar am auzit că Cristi e fratele meu. Deschide ușile. Taci, nici ce nu-ți fac. Taci. Deschide ușa. Deschide ușa. Dacă mă scoți-o că pe gură, nu mă apuși ziua de mâine. Și?
Deci dacă o tragi din gură, te mor. Ha. Bă, dar șoricul ăsta-i tare rău. Dodo. Hai, Dodi, să te ducem acasă. Dodi, Dragoș, ăsta-i Cristi, nu? Gata, i-am prins. Pornește Fordul. Ia uite-l pe Dodi ce savurează somnul ăsta. Nu, nu-l savurează. Bă, eu am adormit acasă. Ce caută aici? Dar ce-mi place de ăsta, micu? Bă, ce? Bă, ce s-a întâmplat? Aoleu, tot ce am visat. Aoleu, ți-am visat să moară măicuța, dacă m-am speriat rău. Drăguș, deschide ușile. Mi-e frică rău de tot ce am visat, nu-mi vine să cred. Eu adormit în mașină, m-am trezit în casă. Cum m-am trezit în casă? Gata, mă iertați. O să beau o gură de apă până atunci. Ia uite, ulița, nelipsita uliță. Gardul ăla balcanic în spate, așa. Nu, l-a genit. Cristi! Deci ăsta trebuie să fie actor. Deci Dodi, dacă nu te faci actor, deci dacă nu dai la una TC, ești degeaba. Bă, ce-ți... Mamă, zici că o da cu tunul, Doamne, ferici, cum s-a uit ușa aia? Păi cum? Nu, hai să întâmple ceva. Gata, întuneric se întâmplă! Mamă, nu văd nimic. Nu, nu că-l halește. Cristi! Cristi criminalul. Nu! Da mocheta. Bă, nu se poate, fraților. Deci o nebun și să închide episodul așa? Nu! Minciu, nu mă interesează episodul 3, ce-o aflat. Imediat ce aflu detalii, o să vă spun tot, fraților. Nu pot să cred. Nu, ce caut? Nu știu, cred că vă aștept acasă. Nu, deci cu cardiganul ăla chiar a făcut ceva. Deci nu se poate. Deci numai răufăcătorii poartă cardigan. Dufar și Mirț Malefic cu SRL? Cristi, tu ești fratele meu. Ce se întâmplă? Nici așa, mai bine aștept momentul potrivit. Aș imagina, omuleț. A, deci omul își imaginează. Cristi, tu ești fratele meu. Este ireal acest umor, deci ăsta este umor involuntar, ok? Deci ce am văzut noi aici este mult mai bun decât ultimele filme românești din cinema, pe cuvântul meu. Bă, deci de ce nu-i vede nimeni pe omuleții ăștia, bă? De ce ăștia ar trebui să fie viitorul, frate, fără Caterinca? Pentru că oamenii ăștia, bă, nu se străduiesc să fie amuzanți, înțelegeți? Oricum, mașina ți-a și-o scos banii, la cât? Cine este fata? Dodi, Dragoș și Cristi. Fata cine este? Hai, închide partea aia de două ori, așa. Bine. Nu că are sistem antifurt. M-am decis să-i spun adevărul lui Cristi. Ia, nu spui! Nu! Nu! Comoții. Dodi! Puteam să jur că l-am omorât. După o oră, bă, vine ploaia pe uliță. Bă, dar nu ne găsesc cu oamenii și melodiile astea așa intrigante. Bă, l-a omorât pe Dodia meu. Bă, nu se poate așa ceva. Dar ce bicicletă mișto.
și Cristi. Cine e ăsta? Am venit cu... Hai mă mai vii, hai Cristi. Am venit acasă! Eu trebuie să pun subtitrări, nu știu, cred că o să pun subtitrări cum am făcut la celălalt serial. Nu știu cum telefoanele nu captează vocea și captează mai bine sunetul din jur. Deci eu îi respect pe copiii ăștia și pe copiii din urmă care au făcut. Deci mie mi se pare, bă, muncă, uite, eu nu aș putea să fac așa ceva. Pe cuvântul meu, oamenii ăștia au stat, au scris, au avut zile mai multe de filmări. Bă, oamenii au avut un script, eu nu pot să fac asta. Deci eu îi respect și îi iubesc pe ăștia. Ce e atât de important să-mi spui? Dă mai stresat. Mamă. Dacă ăsta aici în curte s-a împiedicat, s-a căzut aici pe plană ăsta. Mi-a spus Dragoste că s-a împiedicat, s-a dat cu capul și s-a pierdut memoria. Și la ce spital este? Unde? Nu știu, nu știu absolut nimic. Mamă, deci dă-mi și mie telefonul să mă ajut. Nici nu l-am la mine. Mamă. Din casă. A spus acum că vine la voi. Decât Andreea rămâne. Du-te și iar acum, vreau să aflu informații. Du-te! Andreea? Vreau să aflu informații despre Dodi, acum ce s-a întâmplat. Și? E așa de grav la el? Ca GTA i-a deschis! Ce câteva săptămâni! Mi-a putut să fie și mai rău. Nu, nu pot să... Și-a spart și cap. Nu pot să cred așa ceva. Dar am putut să-l scoatem din spital, că să le externăm în câteva zile. Și? Dacă le externăm, ce se mai întâmplă? Adică să... el să fie bine. Mai bine lăsăm să stea asta. Mai bine lăsăm în spital să mă arăta aere. Gata, era asta acolo. Adu-mi și mie telefonul. Vreau să aflu vești despre el. Aoleo, a murit Dodi. Unde e Dodi? Oh my god, Dodi. Ce s-a întâmplat? Ia, ia, ia. Bă, dar m-o prins, mă jur, mă jur. Ce s-a întâmplat, Dragoș, cu Dodi? Bogdan, câteva săptămâni a trebuit să-și recapete memoria și-a spart capul aici. A, păi atunci e bine dacă câteva săptămâni. Bogdan! E ok. Nu am carnetul la mine. Dar Andreea unde? Andreea unde? A rămas acolo cu Dodi. N-am carnetul la mine, că mă duceam mă spre... Păi... Nu am carnetul, că mă duceam acum. Am înțeles! Am înțeles, e a treia oară. Na, deci omul dosar penal. Este dosar penal, bossule. Dăm să sunt Andreea. Bă, Andreea asta, femeile... Nu. Băi, fraților, bă. What the fuck? Alo, Andreea? Andreea! Ce-ați făcut până la urmă? Bă, dați melodia mai tare, că n-aud. Bine, hai că a venit și Bogdan. Vedem, pa. Deci Cristi e un șarlatan. Bă, am crezut că eu mi-am filmat mult mașina. Bă! Bogdan! Nu, nu. O mână murdară o spală pe alta. Bă, dați o leacă soarele mai sus! Bă, deschide soarele! Nu o să termin așa, că o iau cu capul. O iau cu capul. Nu s-a terminat așa. Este o nebunie oficial, pot să fac un rezumat, ei. Bă, deci este efectiv ca în Baltacu, bă. Deci efectiv este ca în Miorița, e ca... Bă, ăla moldovan vrea să mi-l omoare. Deci ăla... ăștia spânii, bă. Deci cine este Dodi? Dodi este Nichifor Lipan, da? Ăla moldovan, ăla unguran. Adică Cristi și cu Bogdan și cu Dragoș, da? Vor să mi-l omoare pe ăsta. La 17.000 de like-uri postăm episodul numărul 2. De aia nici nu-mi iau la revedere. Ne vedem în episodul 2.